că ați dat curs invitației noastre. Urmează conferința de presă ce vizează subiectele din domeniul energetic. Conferința va fi susținută de domnul ministru Victor Parlikov. Domnul ministru, aveți cuvântul. Bună ziua! Mersi frumos pentru prezență. Într-adevăr, am ținut să ieșim cu acest mesaj, cu această comunicare, având în vedere că ieri a fost un pic, spunem așa, opinia publică bulversată vis-a-vis de niște declarații cu privire la consumul de gaze pe malul drept. Ce s-a întâmplat? Și într-adevăr asta am comunicat și anterior. Noi nu, toată iarna am trecut-o fără a achiziționa gaze naturale pentru malul drept din partea Gazprom. Și într-adevăr, așa cum am fost și eu mirat, să aflu că în câteva zile noi am luat gaz din partea Gazprom pentru malul drept în luna martie. Când am aflat acest lucru? Bun, l-am aflat ieri. În primul rând, trebuie să înțelegem câteva chestii. Deci decizia asta a fost luată de Moldova Gaz. Și atunci când am aflat despre această decizie, ea n-a fost coordonată cu Ministerul. Mai mult ca atât, în mod normal, deci întreprinderile trebuie să-și asume decizii legate de funcționarea pieței și să poartă responsabilitate pentru ele. Atunci când am solicitat în primul rând ca Moldova Gaz să iasă cu o comunicare publică la acest capitol, exact așa cum am promis, noi vom veni cu reacții, dar considerăm că în primul rând este important întreprinderile și cei care iau deciziile să le asume și să le explice. Respectiv, ieri a fost publicat, ieri seara a fost publicat comunicatul Moldova Gaz, care explică poziția lor vis-a-vis de motivele, etc., de ce s-au luat așa decizii, vă rog să vă adresați la ei, dar astăzi vreau să ies cu poziția Ministerului, cu poziția Guvernului pe acest subiect și poziția este următoare. Noi, pentru malul drept, cred că nu avem nevoie la moment să procurăm gaze de la Gazprom. Noi avem gaze care au fost procurate și există stocuri create special deci pentru securitate prin Energocom. Și acest gaz, în mod normal, ar fi poziția noastră este că trebuie să fie achiziționat de la Energocom. Această poziție a fost comunicată Moldova Gaz și eu sunt sigur că ei vor lua, mai departe e decizia lor, dar eu sunt sigur că ei vor lua, spunem, decizii în favoarea noastră a tuturor. Dacă pe scurt, ce am mai vrut să spun, că până acum s-au luat circa 2 milioane de metri cubi de gaz doar, adică nu vorbim de un volum enorm, șata asta a durat vreo 4 zile, adică timp de doar ultimele câteva zile s-a luat gaz de la Gazprom pentru malul drept. Acum, ce se întâmplă mai departe, urmează să decidă Moldova Gaz, dar poziția noastră este că noi trebuie să achiziționăm gazul pentru malul drept de la Energocom. Deci eu asta pot să, deja mai departe, la sesiunea de întrebări-răspunsuri, poate desfășurăm mai mult subiectele respective. Mersi. Stimați colegi, urmează sesiunea de întrebări și răspunsuri. Oksana Bodnar, Publica TV. O precizare, dacă puteți să ne spuneți și dacă cunoaștem la ce preț au fost cumpărate cele 2 milioane de metri cubi. Deci prețurile sunt practic echivalente între spunem, costul mediu ponderat a stocurilor de la Energocom și prețul cu care s-a procurat de la Gazprom, vorbim de puțin peste 1000 de dolari pe mie de metri cub. Acum prețul mediu gazului care este cumpărat de la Energocom? Puțin, deci în jurul aceeași cifră. Și ca totuși să înțelegem, aceste volume de gaz de la Gazprom au fost necesare pentru că avem probleme cu stocuri, de exemplu? Sau care este explicația dumneavoastră, de exemplu? Explicația trebuie să o căutați la Moldova Gaz. Deci eu cred că această decizie trebuie explicată de conducerea Moldova Gaz pentru că ei au luat-o. Opinia noastră este că noi trebuie să cumpărăm acest gaz
de la Energocom, din mai multe motive. Unul, pentru că noi, acele stocuri, acele stocuri care au fost formate de Energocom, au o valoare, deci acest gaz va trebui consumat. Și atâta timp cât acest gaz se consumă, consumatorii plătesc acești bani, asta dă resursele necesare Energocomului ca să procure acum, să beneficieze de conjunctura de prețuri actuală. Pentru că atunci când, dacă vorbim că, uite, haideți să procurăm gaz mai ieftin de pe piață, că este acum gaz mai ieftin pe piața spot, asta înseamnă că trebuie undeva să ai banii ăștia. Deci ca să ai banii ăștia, gazul, stocurile de la Energocom trebuie cumva consumate. Și dacă noi vrem să beneficiem de această conjunctură favorabilă a pieței, și noi asta vrem și asta am solicitat, cu cât mai mult gaz noi vom cumpăra de la Energocom la prețuri competitive, deci la prețuri de alternativă, cu atât mai repede vom putea beneficia de conjunctura favorabilă a prețurilor care s-a creat acum. Da, totuși vreau să precizez, știu că volumele nu se anunță acum, da. Dar ca să înțelegem, pentru acest sezon de încălzire folosim încă din volume făcute ca rezervă până acum, acum se fac rezerve pentru sezonul următor? Mai avem rezervă. Mai avem și nu cumpărăm. Vom cumpăra pentru a nu rata posibilitatea de a dilua acele stocuri de care dispunem cu gaz mai ieftin. Pentru că, da, stocurile care sunt, ele sunt, dar pe, practic la fiecare metru cub de gaz care îl avem în stoc, valoarea lui e aproximativ dublă față de cât am putea cumpăra dacă l-am vinde, l-am luat la consum și am achiziționat gaz de pe piață acum. Și încă o întrebare despre energie electrică. Din luna aprilie, cum vor fi repartizate surse de energie electrică? Adică vă întreb ce va fi cu înțelegerea cu Ciurgan, dacă sunt acum negocieri, sunt anumite condiții noi? Sau... Se poartă discuții cu centrala din stânga Nistrului. Evident că aceste discuții au și întotdeauna au fost condiționate și au implicat și factor politic. Noi încercăm, noi mizăm pe încheierea unui contract pe termen mai lung, dar la un preț mai bun. Mm-hmm. Înțeles, mulțumesc. Bună ziua, Mihaela Tabarcea, ProTV. Vreau să vă întreb ce se întâmplă în cazul în care regiunea transnistreană nu mai are nevoie de toate cantitățile de gaz. Noi putem să refuzăm cantitatea de gaz de la Gazprom și să nu mai primim? Deci sunt anumite, și asta este o întrebare... Așa cum s-a întâmplat de fapt acum, cred că... Deci asta este o întrebare foarte bună. Asta a fost unul din motivele invocate de conducerea Moldova Gaz, că acest gaz a fost deja comandat. Și am fi putut avea consecințe, inclusiv costuri suplimentare legate de neconsumarea întregilor volume de acest gaz deja contractat, comandat de la Gazprom. Eu cred că, repet, întrebarea asta trebuie adresată lor, dar noi am fi vrut ca din partea Moldova Gaz să existe cel puțin demersuri către Gazprom în privința reducerii volumelor comandate, pentru că acest mecanism teoretic este posibil, dar aș fi vrut ca el să fie chiar și activat, să vedem ce spune și Gazprom. Pentru că nu e neapărat că Gazprom va dori sau va refuza reducerea cantităților de gaz. Dar este posibil ca noi să nu mai luăm gaz de la Gazprom odată ce avem un contract semnat deja? Noi încercăm să, și Gazprom într-adevăr are un rol în asigurarea livrărilor de gaze, în special pentru malul stâng. Și noi am fi dorit ca anume livrările de gaz pentru malul stâng să fie în vizorul acelui contract cu Gazprom. Deocamdată, pentru malul drept, noi ne-am creat și stocuri și opțiuni de alternativă. Sigur că nu excludem complet achiziționarea de gaze de la Gazprom pentru malul drept, dar pentru asta trebuie să avem o conjunctură de prețuri mai favorabilă din partea Gazprom. La moment, prețurile de la Gazprom nu sunt
spunem, nu se deosebesc tare de cele de care putem beneficia din partea Energocom. Ar fi aceasta o modalitate de a renegocia prețul? De a renegocia contractul odată ce punem această condiție că luăm mai puțin gaz de la Gazprom? Sau care sunt pericolele, care sunt pericolele odată ce noi anunțăm că luăm mai puțin gaz de la Gazprom? Care va fi reacția Gazpromului? Nu putem spune care va fi reacția Gazpromului atâta timp cât nu ne-am adresat la Gazprom și eu cred că asta urmează să se întâmple. Și dacă e posibilă renegocierea contractului? La moment nu se poartă careva discuții vis-a-vis de renegocierea acestui contract. Eduard Maciac, Politic Media. Domnul ministru, vreau să vă întreb dacă există premize ca în timpul apropiat să avem o micșorare a tarifului. Dumneavoastră ați vorbit în spațiu public despre micșorarea tarifului la energie electrică, dar la gaze, dacă există o asemenea premiză, care ar putea fi acest tarif, dacă el va scădea, pentru că Moldova Gaz procură atât de la Gazprom cât și la Energocom. Pe piața spot gazul este în descreștere. Noi avem acest tarif de 30 de lei aproape, cu aceste devieri tarifare de la Moldova Gaz. Vă întreb dacă este posibil, este realist ca noi să avem un preț mai mic sau asta va dura până în vară? Domnule Maciac, dumneavoastră de mult vă ocupați de subiect și cunoașteți foarte bine nuanțele și detaliile și de asta trebuie să cunoașteți că există o mare diferență între ce face guvernul și cu cât se achiziționează energie electrică și gazul și care sunt prețurile finale la consumator și cine e responsabil și de ce. Deci, apropo, niciodată nu am declarat că prețurile energie, că tarifele la energie electrică trebuie să micșoreze și mai ales că imediat. Deci, tarifele țin de competența Agenției Naționale de Reglementare Energetică și ANRE-ul trebuie să intervină. Noi, din partea noastră, vom face tot posibilul ca, pe dimensiunea de energie electrică, să negociem, să discutăm cu partea transnistreană un contract mai bun, cu un preț mai favorabil pentru consumatorii noștri la energie electrică, ca să fie temei pentru reducerea prețurilor, tarifelor, dar asta e competența ANRE. Exact așa, noi pe partea noastră vom depune eforturi pentru a achiziționa gaze, pentru a beneficia de această conjunctură favorabilă de prețuri pe piața gazelor naturale, pentru a aduce gaze mai ieftine în Republica Moldova, dar iarăși, cât din acest gaz va ajunge la consumator, cu ce preț, având în vedere stocurile deja create, și când asta ar putea duce la schimbarea tarifelor, asta ține de competența Agenției Naționale de Reglementare Energetică, peste care eu nu intenționez să intervin. Da, și încă o întrebare. Spuneți-ne ce se va întâmpla cu datoria malului drept de 700 de milioane de dolari față de Gazprom? Am avut recent acea hotărâre a Parlamentului legat de auditul la Moldova Gaz și vă întreb ce se va întâmpla în continuare cu această datorie. Nu avem încă deocamdată informații referitor la auditul comandat de guvern de către cele două companii străine. Această datorie este una reală. Avem și declarațiile politicienilor de a lua din contul activilor de 3,3 miliarde de lei de la Moldova Gaz în contul datoriilor. Aveți un răspuns? Formulați mai exact întrebarea, pentru că eu răspunsuri am, dar la întrebare exact. Cu datorie de 700 de milioane de dolari a malului drept, ce se va întâmpla? Deci, la moment, exact așa cum ați formulat, este în proces, în derulare, acel audit despre care s-a vorbit internațional, care urmează să ne dea un răspuns vis-a-vis de stocul confirmat de datorii între Moldova Gaz și Gazprom. Sigur că acest, spunem, exercițiu ne va defini poziția noastră vis-a-vis de acel stoc de datorii. Dacă țineți minte, asta și era esența acelui punct din acordul, din procesul verbal sau cum se numește el, din protocolul
de discuții din octombrie 2021, care în urma acestui audit urma să procedem la negocierea și discuția vis-a-vis de soluționarea problemei acestui stoc de datorii. Când vom avea rezultatele, vom informa societatea și vom formula poziția noastră pentru negocierile cu partea rusă. Cele 350 de milioane sau 3,3 miliarde de lei din hotărârea Parlamentului pe care le invocă statul, ele ar putea fi incluse în această datorie pentru a scădea un pic din cele 700 de milioane? Deci, acolo este vorba, iarăși, de o procedură corporativă, pe de o parte, și pe de altă parte, o procedură legală. Nu poate unilateral unul din acționari modifica capitalul social. Respectiv, sigur că va exista spațiu și va exista o interacțiune, o discuție între acționari la acest subiect. Din partea Republicii Moldova de acest subiect, deci de această parte este responsabilă Agenția de Proprietate Publică. Sigur că noi o vom asista și vom pune la dispoziție competențele Ministerului în acest sens. Și ultima întrebare, vă întreb dacă s-a mai soluționat problema legată de cei care produc energie electrică pe intern, în ceea ce privește achiziția din partea statului a energiei, ei s-au plâns că statul nu le procură la prețuri avantajoase, procură de la Energocom, dacă s-a soluționat această problemă. Deci acolo problema nu e atât de, spunem așa, univocă. Deci acolo sunt această problemă sau această problemă are mai multe elemente. Și aceste elemente vor fi soluționate și sunt soluționate pe parcurs treptat. O parte din problemă ține de mecanismul de echilibrare și de piața de echilibrare. În acest sens se lucrează pentru a crea o piață de echilibrare propriu-zisă, pentru a nu încerca pentru a evita încercările de substituire a pieței prin tot felul de coeficienți care, da, sunt inevitabili și sunt inevitabile erori la acest capitol atunci când nu ai o piață funcțională. Deci noi vrem cât mai repede să ne mișcăm să avem o piață funcțională și pentru a rezolva problema de echilibrare. Pe de altă parte, ține de alte soluții pentru producătorii de energie regenerabilă care nu beneficiază de, sau au investit fără a beneficia de vreun suport, mecanism de suport prevăzut de lege cu privire la energie regenerabilă. Și în acest sens urmează să actualizăm inclusiv, adică și la acest capitol se va lucra și atunci când vorbim de lege cu privire la energie regenerabilă și atunci când vorbim de lege cu privire la energie electrică, care tot urmează să o actualizăm. Și nu exclus că aici trebuie să intervină ANRE, pentru că există competențele ANRE, cei ce sunt de regulile pieței, și eu cred că, spunem, pârghiile de care dispune Agenția Națională de Reglementare Energetică în acest sens, ar permite rezolvarea parțială a problemei și trebuie să intervină ei. Lyubov Plămădeală, TV8. În toamna anului trecut, guvernul a oferit un împrumut Moldovagaz în valoare de peste 1 miliard de lei și a luat în schimb în gaj rețelele de transport de gaze din țara noastră. Urma datoria să fie întoarsă până în aprilie acest an. Vrem să știm dacă Moldovagaz a început să întoarcă datoria, ce se va întâmpla după data. Deci, din câte cunosc, această datorie este în proces de rambursare. Moldovagaz a rambursat parțial. Din câte înțeleg eu, se preconizează rambursarea completă a acestei datorii în termen și, în orice caz, noi nu ne propunem și nu avem intenția de a utiliza această datorie drept pârghie, spunem așa, de preluare silită a acestor active de la Moldovagaz. Dacă cunoașteți, cam cât la sută a fost întors din datorii? Nu dispun de cifrele la zi, dar da. Și vreau să mă întreb care este situația actuală la termoelectrică. Am avut mai multe blocuri care nu funcționau. Dacă planificăm în acest an licitații pentru reparații capitale? Pentru noi este imperativ să intrăm în noul sezon de încălzire,
cu toate blocurile funcționale. Asta ne dorim. Pentru că vorbim despre echipamente care totuși au ajuns la limita tehnică de funcționare și nu ne-am dori să rămânem descoperiți sau în fața unor eventuale, nu știu, avarii, pentru că se mai întâmplă și lucruri de genul ăsta, în special cu echipamentul vechi. Și de asta vrem să intrăm în sezonul următor din încălzire cu toate blocurile funcționale. Vă asigur că, indiferent, vor fi toate trei funcționale sau nu vor fi, consumatorii vor beneficia de energie, pur și simplu eficiența și costurile legate de alimentarea consumatorilor cu energie termică vor fi diferiți. Dacă se va lucra în cogenerare, e una, dacă va trebui să lucreze doar cu blocurile termice, e puțin altceva. Asta și este ideea. Noi sperăm, deci noi vom depune eforturi ca această reparație, în special a blocului 2, pentru că la asta ne referim, să fie finalizată în termen. Николай Пахалинский, Ньюсмейкер МД, вы ранее говорили о переговорах на более долгосрочный контракт с Молдавской ГРЭС. Есть ли какие-то уже результаты этих переговоров и какие-то параметры? Ну, дискуссии еще ведутся, но да, мы, то есть наша цель выйти на существенное улучшение цены. Это сколько? Ну, существенное улучшение цены, чтобы молдавский потребитель мог это почувствовать. Вы понимаете, что если я начну называть цифры, то это будет использовано не только вами, но и в качестве нашей слабости на наших переговорах. Поэтому я думаю, что это справедливо не анонсировать какие-то цифры, не создавать ожиданий, которые, ну, не обязательно сможем оправдать. Хорошо, вы еще используете термин «долгий срок» или там «долгосрочный контракт». Это сколько? Ну, более долгосрочный. На сегодняшний день могу сказать, что речь идет, что мы говорим о полугодии, о 6 месяцах. Окей, спасибо. Domnule Parlicov, ca să precizăm totuși, în opinia dumneavoastră și în opinia Guvernului, faptul că Moldova Gaz a decis să procure în aceste 4 zile gaz de la Gazprom, este o acțiune legală sau ilegală? Eu nu cred că e o chestie de ilegalitate, eu cred că e o chestie de oportunitate. Eu cred că a fost inoportun. Mersi. De precizare. Să ne spuneți mai clar, în cazul în care regiunea transnistreană nu o să aibă nevoie de acele cantități mari, da? Deci 5,3, ce poate face Moldova Gaz? Poate să le întoarcă Gazpromului sau ar trebui să renegocieze livrările? Sau, de exemplu, astăzi, mâine, ce trebuie să facă Moldova Gaz? Asta și era ideea, că atunci când s-a văzut că, uite, pe malul stâng, gazul care este destinat, preconizat pentru malul stâng, nu se consumă. Deci, în mod normal, trebuiau declanșate procesele de discuții cu Gazprom pentru a obține confirmarea lor și a solicita reducerea volumelor. Problema nu este că s-a consumat sau nu s-a consumat. Problema este inclusiv că nu s-a apelat. Deci, acum, din câte înțeleg eu, se va apela și vom... Deci încercați să facem demersuri necesare pentru ca gazul de la Gazprom să rămână în necesitățile, în limitele necesităților malului stâng. Și conform contractului, acest lucru este posibil? Acolo sunt anumite limite și de asta și vă spun că... deci sunt niște limite contractuale prevăzute și niște mecanisme și proceduri contractuale prevăzute, dar evident că la acordul părților, la acordul ambelor părți, sunt posibile modificări de tot genul. Și atunci, anume acest proces de discuții, în opinia noastră, trebuia inițiat. Bine, cât timp vor dura aceste discuții? Deci eu nu știu cât va dura la Moldova Gaz. Solicitarea noastră este cât mai repede să trecem, imediat să trecem la achiziționarea gazelor necesare de la, pentru malul drept, de la Energocom. Dar astfel nu credeți că există riscul ca Gazprom să ne închidă livrările total? Total pentru cine? Pentru malul stâng? Eu cred că acest risc este puțin probabil. Stimați colegi, vă mulțumim pentru prezență și vă dorim o zi frumoasă. Mersi.